De parcă soarta și-a dat mâna cu karma și astăzi când erau gata niște fete din oraș să spună: lasă, dragă, e bine și singură. Azi e de dat la măturoi și la lopată la mașină. Parcă era bine totuși un amărât să dea un semn să-mi găsesc mașina măturită, gata. Plus, astăzi a făcut un fel de construcție. E bine să ai baza solidă, iată, ca în dragoste. Da, este, aș putea să spun, este un aluat de chec cu mai multe ingrediente, ce simbolizează oarecum iubirea, mai precis cu cerițe, mandarine, dar și fructul pasiunii. Am preferat să-l coc aseară. De ce? Pentru că fiind un aluat foarte pufos, am vrut ca aceste ingrediente să se împrietenească până astăzi. Practic le-a trebuit în jur de 10 ore să se împrietenească. În felul acesta, aluatul este cu totul și cu totul altfel, se comportă altfel la glazurat și este și mult, mult mai gustos, pentru că asta este interesul nostru. Așadar, pentru aluat, v-am spus cele trei ingrediente ce constituie practic umplutura aluatului. Cât despre compoziție, este o compoziție clasică de chex sau de pandișpan. Asta înseamnă, știți cu toții, cantități egale. Cantități egale, întotdeauna. Prăjitura mea de astăzi se numește Nu mă uita. La. Da. Hai să vadă și mama cum arată fructul pasiunii. Mama, asta e o prună la exterior, dar nu poți să faci suică din ea decât prin, dacă pui și pufaică. Da. Asta e fructul pasiunii. Sigur, la noi creștea, dar nu îl recoltam noi. Multă lume nu îl cunoaște, asta pentru că are un aspect, probabil seamănă oarecum cu un kiwi. Dubios. Însă, da, este un aspect cu o prună sau cu un kiwi, însă de la acesta se consumă doar conținutul. Mai precis, cu ajutorul unei linguri, îndepărtați conținutul, îl puteți amesteca cu tot felul de bunătăți. Se comportă excelent atât în aluat cât și în creme și în frișcă, este cel mai bun.